Oficiul Național al Registrului Comerțului a întocmit o statistică pe primele 7 luni ale acestui an în ceea ce privește evoluția societăților comerciale din România. Potrivit acestor date, aflăm că județul Giurgiu ocupa al treilea loc pe țară la radierea firmelor, adică peste 600 de firme din județ și-au suspendat activitatea sau au cerut dizolvarea, o creștere de peste 35% față de anul trecut. De asemenea, 384 de agenți economici au solicitat radierea voluntară din evidențele Registrului Comerțului față de primele 7 luni ale anului trecut, când au fost radiate 284 de firme. În creștere se află și numărul societăților dizolvate. Dacă în primele 7 luni din 2014 s-au dizolvat 93 de firme, în acest an numărul este de 104. Multe firme au ales să-și suspende activitatea, o măsură la care se poate recurge pentru cel mult 3 luni, în care patronii au timp să găsească soluții pentru redresare. În ceea ce privește intrarea în insolvență, în județul Giurgiu s-a înregistrat o scădere la acest capitol cu circa 23%. Scădere valabilă și în cazul firmelor încadrate în incapacitate de plată, de la 101 anul trecut la 78 în acest an. Județul Giurgiu se află pe creștere atunci când vine vorba de numărul firmelor înmatriculate, mai multe cu 153 în primele 7 luni ale acestui an. Potrivit Registrului Comerțului, la începutul lunii august, în județul Giurgiu erau active 9.885 de firme, o creștere cu 6,40% față de anul trecut.